De această dată venim cu o rețetă delicioasă și hrănitoare care abundă în arome puternice. Este des pregătită în familia producătorului și compozitorului Iurie Bădicu, deoarece este sănătoasă și numai bună pentru o cină ușoară în zilele călduroase de vară. Am ales să gătesc o salată cu spanac și păstrăv călit. Este o salată ușurică, dar totodată cu pește și mai multe ingrediente, mai mult decât 7. Am luat frunze proaspete de spanac, marar proaspăt, pătrunjel uscat, boie de ardei roșu, roșii cere, ciuperci mărunte albe, creveți s-ar putea proaspete, s-ar putea și congelați, ulei, sare, frunze de dafin și bere de producție irlandeză, care o să dea un gust deosebit acestei salate. Pentru început, punem o tigaie pe foc și turnăm un pic de ulei de floarea soarelui. Apoi tăiem păstrăvul felii subțiri și îl călim în tigaia încinsă până obținem o crustă aurie. Cel puțin o dată în săptămână fac ceva din pește. Dacă nu îl prepar în rolă, atunci îl prăjesc. Și îl prăjesc destul de, să zic așa, tare, puternic. Și soția, dar și ficiorul Iulian iubesc acest lucru ca să fie destul de prăjit într-un fel gen free, dar totodată absolut natural. Când peștele este gata, aturnăm un pahar de bere pentru un plus de savoare. Cât timp se încălzește a doua tigaie pentru unde vom prăji puțin roșiile, creveții și ciupercile. Noi o să încercăm să le mărunțim. Am ales cele mai mărunte ciupercuțe și nu avem nevoie de multe, maxim vreo 5, 6, 7. Ele sunt necesare pentru a modifica, să zic așa, stilistica gustului. De ce? Fiindcă avem ceva din frunzele astea de spanac care tot până la urmă vin de acolo, de la pământ, și atunci legăm și cu ciuperci, care vom face această legătură între produsele maritime astea de gen creveți și pește cu astea de la pământ. Îi place să gătească delicii culinare pentru cei dragi, iar când o face cu feciorul mai mare, chiar este foarte distractiv. Feciorul Iulian, care e cel mai mare, face bucate împreună cu mine sau îmi pune note. Și fiecare notă are de la 1 până la 3 de plus sau cu minus. De exemplu, dacă e 10, poate să fie 10 cu un plus, cu 2 de plus sau 8 cu 3 de minus. Deci probabil e o sistemă care el de undeva o fură de la școală, ceva genul ăsta. În familie, în bucătărie, recunosc că soția mea, Elena, face bucate destul de rar, dar foarte gustoase. Rețetele mele, eu le recunosc că nu le culeg, nu le scriu din undeva, din internet sau din cărți. Eu fac bucate reieșind din ceea ce am în frigider sau în bucătărie sau ceea ce reușesc să văd la o piață sau la magazin sau în supermarket, și deschizând ușa frigiderului mă uit ce am și încerc să fac ceva interesant, să combin și să fie gustos. Dacă membrilor familiei mele le place această rețetă, atunci eu într-un fel o memorez și o mai pregătesc altă dată. La această salată cu spanac și păstrăv călit am ajuns, cred că în timpul dintre a treia sau a patra pregătire, atunci când vroiam și ceva ușor, ceva cu vitamine, gen rucola, spanac sau alte frunze de salată, dar totodată trebuia și ceva foarte leger, ușor, cum ar fi peștele. Și atunci am reușit să combinăm acest lucru, care spretează foarte bine atât și cu un pahar de vin alb, cât și cu un roșu, cât și cu un pahar de bere rece. Depinde de gusturile fiecărui om. Am ajuns la momentul când ciupercile aproape sunt gata și în acest moment am putea să pregătim creveții, care, repet, pot fi atât pregătiți din timp, pot fi decongelați sau pot fi chiar luați în stare proaspătă, dacă acest lucru ne permite. Peste ciupercuțele călite adăugăm creveții decojiți și îi lăsăm câteva minute pe foc. Imediat vom pregăti și roșiile. Roșiile de obicei sunt produsul pe care îl iubesc
Îl iubesc băieții din noul meu proiect, Trupa 7 clase. Asta este un proiect care a luat naștere acum câteva luni. Este vorba despre un grup de instrumentiști foarte entuziaști care studiază și la Liceul Porumbescu și la Academia de Muzică și Teatru. Și de fapt este o regăsire a mea în anumite stiluri muzicale, este un mix de influențe și am numit acest produs final care a ieșit, această muzică, ziceam că e muzică urbană, fiindcă și băieții câțiva sunt din oraș, deci sunt cei care au hoinărit și au colindat pe aceste străzi a Chișinăului interesante și se deosebește de precedentul proiect, care tot era un proiect masculin, trupa Acord, de faptul că deja trupa este una matură și a trecut cel puțin pe două stilistici muzicale, era vorba de o muzică pop ușoară, gen muzica Numai Tu, sau după un pop rock așa mai romantic, gen Mă Doare, Stric și apoi Tac. Aflându-se la etapa matură acestui proiect, mi-a apărut și timp liber și plăcere și dorință de a face ceva și pentru piața noastră, dar și pentru alte piețe muzicale. Astfel încât pe plan muzical sunt antrenat în aceste două proiecte, pe lângă asta, deci fac și activitate de management sau de manageriat, nu neapărat artistic, în alte proiecte, pe alte contracte și reușesc să acord atenție și familiei, și copiilor, și rudilor, adică sunt la o etapă în care mă simt foarte bine și chiar mă sunt fericit. Să vedem ce face invitatul nostru pentru a arăta atât de bine. Cred că vreo 7 ani, fără întrerupere, am practicat sala de sport, unde mă duceam câteodată și 7 zile din 7. Uneori, duminica, când am mai mult timp, mergeam de 2 ori, și dimineața și seara, dacă reușeam pe 2 ori. Nu știu, am ajuns la o etapă când m-au furat, nu știu cum, mai multe activități și mă țineau în mrejile lor și am fost nevoit să renunț. Trăind alături de parc, parcul Valea Morilor, cu o atmosferă fantastică și cu verdeață și cu aer curat, îmi permit să ies mai mult la natură și atunci mi-am mai balansat puțin dieta alimentară, astfel încât nu chiar seara târziu să mănânc ceea ce îmi place și reușește să mențin kilogramele care le am. Revenim la rețeta noastră. Pregătim un platou pe care vom suprapune ingredientele în mai multe straturi pentru a crea o adevărată operă de artă frumos înălțată și încadrată de marginile farfuriei ca un tablou. Iată rezultatul nostru final. Este o salată super mega extra delicioasă, sănătoasă, cu foarte multe ingrediente și ce este important, că această salată aduce bună dispoziție celor care o fac și care o mănâncă.